Bună dimineața, dragii mei! Bună dimineața tuturor! Se aud păsărelele. Astăzi e duminică, am ieșit de dimineață să fac sport. Vreau să vă zic că este ultima săptămână aici, în Canada. Eu m-am scoat de dimineață, chibecoșii se scoală mai târziu, ca de obicei, undeva până la 10, căci e zi de weekend. Tranquilman pavit, nu o să vedeți pe nimeni că aleargă sau că face sport. Și iată, vreau să-mi iau rămas bun de la Canada peste o săptămână și o să încep un maraton al filmuleților. Voi publica în fiecare zi câte un filmuleț din toate cele adunate aici, călătoriile mele, rutină de îngrijire, măsculițe, și vreau ca să fiți cu mine în această săptămână, zi de zi, căci la data de 27 voi pleca peste ocean și să încercăm, voi încerca să public în fiecare zi ca să nu am restanță, să nu rămână un filmuleț nepublicat care l-am pregătit pentru voi și eu vă doresc și vouă un weekend plăcut. Canada este foarte deosebită, de aceea și vreau să mă împart cu voi cu locurile pe unde am călătorit, unde am fost și o să am plăcerea să fiți cu mine alături de aceste locuri. Aici un părculeț, iată eu merg aici pentru un părculeț foarte frumos, e o pistă. Mai bine zis, e o pistă de bicicliști, iată, vedeți, ca de obicei din fiecare dimineață, aici, dar ce-mi plac, cântă păsărelele, nemaipomenit. În fiecare dimineață, lumea pleacă la servici pe această pistă și acum voi alerga și eu, aflat să fac un maraton, să mă încălzesc, că îmi place diminețile, acum sunt răcoroase, sunt frumoase. Eu vă iubesc și vă mulțumesc tuturor pentru faptul că mă urmăriți, sunteți cu mine și îmi scrieți comentarii, vă plac filmulețele care le public despre... Da, mă uit încoace dacă nu-i vreo mașină, vreo mașinuță, e că se vede autocarul. Iată autocarul, să-l întorc așa să-l vedeți. Aici este o școală, să mă întorc așa să vedeți. Autocarul. Este școala unde copiii mei, de fapt nepoții, merg la școală. Este un stadion, este un părculeț pentru copii, sunt stropitoare, nu știu dacă vedeți. Și eu mă duc să încep și eu maratonul de zi. Este ora undeva fără 28, 7:40 și să ne înviorăm și să ne auzim de bine. Pa, pa! Urmăriți maratonul filmulețelor la canalul Frumusețea Vârstei Elegante. Vă pup și vă îmbrățișez. Pe curând! Pe curând!